Sâmbătă 5 august, ora 19, va avea loc spectacolul de reconstituire istorică La marginea Imperiului, ce se va desfășura la poarta cetății Tropeum Traiani din Adam Clisi. Evenimentul cultural va aduce cascadori profesioniști recunoscuți internațional, cai special pregătiți și dresați pentru scene de luptă și cascadorii ecvestre, muzicieni, umoriști, actori, acrobați și zeci de figuranți. Proiectul este organizat de Asociația Vulturii Carpaților, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și presupune desfășurarea a trei spectacole, în perioada 5-19 august, în localitățile Adam Clisi, lângă cetatea Tropeum Traiani, Topalu, la poarta cetății Capidava și în Constanța, în Parcul Tăbăcărie. Proiectul La marginea Imperiului vine cu un program amplu de activități care au ca scop cunoașterea și recunoașterea istoriei naționale. Timp de 90 de minute, spectatorii vor fi transpuși într-o altă epocă. Vor trăi cu emoție momentele de luptă și vor simți adrenalina în scenele dramatice, în galopul cailor, efectele pirotehnice și salvele tunurilor, fiind permanent conectați la tensiunea acțiunii și acrobațiile cascadorilor. Evenimentul cultural din data de 5 august reprezintă o lecție de istorie pe viu, având ca subiect povestea reală a ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră, Dobrogea. Spectacolul se va desfășura live, iar participarea publicului este gratuită.